We Love Music și în 2024. Cel mai așteptat festival de muzică al verii, We Love Music Festival, și-a anunțat primii 8 artiști care vor urca pe scenă pentru a da viață platoului fețen cu hiturile care au trecut testul timpului într-o atmosferă plină de nostalgie și momente magice. Astfel, în perioada 15-18 august 2024, la Râmnicu Vâlcea, distracția nu va cunoaște limite. Anul trecut festivalul a fost senzațional, am avut o creștere de 270%, dacă vorbim despre participanți. Au fost 3 seri magice pe platoul fețen de la Râmnicu Vâlcea și anul acesta așteptăm peste 30.000 de spectatori. Vor fi 4 seri pline de magie pe platoul fețeni. Deja în line-up-ul nostru am anunțat Ace of Base, Technotronic, Kaoma, Sonic, Ingrid, Mr. President și Culture Beat. Așa cum știți, în fiecare săptămână vom anunța câte un artist nou până în luna august. Așa că vom avea peste 40 de artiști anul acesta la We Love Music Festival. Artiștii care au urcat pe scena festivalului în anii trecuți și-au amintit cu entuziasm de atmosfera de la fețeni, dar și-au anunțat și o parte dintre surprizele pe care le-au pregătit pentru fanii lor. Ne-am distrat într-adevăr, dar ne-am și chinuit cu drumul. Mi-aduc aminte că am făcut vreo 6 ore pe traseu, un trafic infernal, dar acolo ne-am revenit, am uitat de toate problemele. Ne dorim separat, în primul rând separat, haine separat, bani separat. Să revenim cu piese noi. Să revenim, da. Și să ne reîntâlnim cu publicul nostru. Ce mi-a plăcut mie foarte mult organizare. Deci organizarea a fost de nota 10. Și artiștii, bineînțeles. E o experiență inedită de a fi la We Love Music, pentru că era prima, dar noi anul acesta, având în vedere că împlinim 20 de ani, vom avea un concert mai mare acolo, un concert aniversar pentru trupa Alb Negru cu mulți invitați. Este o experiență wow pentru că vin foarte mulți artiști străini și cauți să te ridici la cel mai înalt nivel, încât să nu existe vreo diferență între ce facem noi și ce fac ei. Și am reușit asta și anul trecut. Don't let me...